Liviu Dragnea anunță înființarea unei noi comisii speciale, se dorește modificarea legislației privind securitatea națională. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunțat luni, după Dina BPN, ce va fi înființată o comisie special pentru modificarea legii privind securitatea națională. Am vorbit despre un proiect de modificare a legislației privind securitatea națională. Acum am anunțat la Congres, am desemnat azi doi coordonatori din partea PSD, i-anume domnul Gabriel Vlase și domnul Claudiu Manda. Decizia noastră politic pe care o vom discuta îi sperme să obinemi acceptul colegilor de la ALDE să înfinme o comisie special. Ca i termen realist, se petemâna viitoare, miercuri, se înfinme această comisie special pentru a porni acest proces de modificare a legislației privind securitatea națională, a spus Liviu Dragnea, după Dina BPN de luni. Întrebat de jurnal subliniere tip în când subliniere i-au propus finalizarea proiectului, Dragnea a precizat că deocamdată a fost stabilit doar termenul pentru înființarea comisiei speciale.